Primul contact profesional, foarte interesantă întrebarea. Trebuie să mă întorc în timp. 2013 sau 2014. După 16 ani în cadrul unei companii destul de importante din România, am decis să schimb și am decis să-mi iau un an sabatic. A durat vreo 3 ani de zile până am reușit să iau decizia să mă desprind de acea companie, pentru că, în fine, a fost prima companie la care am lucrat după ce am terminat facultatea și, practic, m-am format acolo ca om, să zic. Și în această perioadă de aproape un an de zile, când am stat acasă, pentru că așa mi-am dorit, am vrut să mă reconfigurez puțin. Mi-am dat seama că nu mai vreau să am de-a face cu acel domeniu, este domeniul publicitate, publicitar, și atunci mi-am dorit să văd ce mi se potrivește. Întâmplarea face, și am aplicat, bineînțeles, după aproape un an de zile, am început să aplic CV-uri, să le aplic pe diverse site-uri și am fost contactat de către diverse firme. Una dintre ele se numește Profit Point. Evident că am studiat înainte să ajung la interviu, să văd despre ce este vorba, să avem modul cu tema făcută și constat că este o companie care nu are nimic de a face cu profesia mea, economist, director de achiziții, director comercial. Zic, ok, interesant, oare ce vor de la mine, știi? Și, în fine, am ajuns la interviu și nu aveam nicio treabă cu ceea ce căutam eu. Însă mi-a plăcut foarte mult ceea ce mi s-a, nu neapărat propus, cât despre ceea ce mi s-a vorbit. Ce cursuri aveau ei, ce înseamnă practic un pic despre piața asta financiară, un pic despre educație financiară. Eu sunt economist de profesie și am făcut în ASE economie generală și practic ar fi trebuit să fiu profesor de economie. Am cochetat cu această idee, dar n-am marșat pentru că erau anumite venituri mici în sistemul de învățământ și atunci am ales altă cale. Evident că am început cursul, sunt un produs Profit Point, pur și simplu am început ceea ce noi numim teorie practică, adică acel curs gratuit de 5 zile era atunci, după care bineînțeles că am mers mai departe cu acel curs contra cost și efectiv am făcut toată seria de cursuri pentru că mi-a plăcut foarte mult. Întâmplarea face că trainerul meu este unul dintre colegii mei de astăzi, se numește Gabriel Ciobanu, este cel care conduce destinele sediului nostru din Chișinău și este foarte interesant oricum cum a evoluat relația de-a lungul timpului. Eu cochetez cu piețele financiare de ceva timp, adică personal am început undeva prin 2005 cu BVB și am început cu un portofoliu relativ micuț atunci de vreo 5.000 de lei. Și a fost foarte interesant, înainte de criza din 2008-2009 am ajuns pe undeva la un portofoliu de 44.000 de lei, dar fără să știu să fac analiză tehnică sau ceva sofisticat sau fundamentală. Și bineînțeles că după a venit criza din 2008-2009. Și mai mult decât atât, întâmplarea face că eu mi-am crescut portofoliul pe prețuri maxime. Și evident că a venit criza, piața s-a prăbușit, valoarea portofoliului meu de asemenea și s-a închis. După ce am făcut seria aceasta de cursuri, în 2014, în Profit Point, am făcut legătura cu ceea ce s-a întâmplat în criza din 2008-2009 și lecția pe care eu am luat-o atunci și de ce. Și am început să înțeleg lucrurile. Portofoliul de atunci, să știi că încă l-am. Deci cu ceea ce am rămas atunci din 2008-2009 de la BVB încă există și pentru mine este o legătură sau este o punte cu ceea ce mi s-a întâmplat cu scopul de a învăța ceva. Și nu o să renunț la acel portofoliu, adică cumva sunt legat sentimental, nu e neapărat legat de o anumită valoare, ci pur și simplu de lecția pe care Vali a trebuit să o învețe atunci. La interviu mi-am dat seama că o să întârzi. De ce? N-am luat în calcul că trebuie să parchez în Piața Victoriei. Și evident, ca să nu întârzi, am parcat pe unde am găsit, pe un trotuar. Am mers la interviu, tot în regulă, toate bune și frumoase. După ce m-am întors, n-am mai găsit mașina. Și am avut așa o primă chestie, ce s-a întâmplat cu mașina mea. Și pe atunci mi-am dat seama că pe atunci se ridicau mașinile în sectorul 1, din București. Și pur și simplu mi-am dat seama că mașina mea a fost luată. Așa că toată aventura, cu ghilimele de rigoare, sau acest interviu, m-a costat, nu mai știu, vreo 600 de lei a fost ca să-mi iau mașina înapoi, de unde a fost depozitată,
plus amenda de la poliție, evident. Deci mi se pare amuzant asta. Ce pot să spun este că îmi place foarte mult și mă simt ca peștele în apă. Este ceea ce, nu știu dacă mi-am dorit dintotdeauna să fac, dar cu siguranță este ceea ce e locul în care mă regăsesc, mă refer ca și domeniu. Au fost niște contacte, Alexandru Chirilă, prin toamna anului 2016, m-a contactat ca să avem o discuție la birou. Ne-am întâlnit prin decembrie 2016. Mi-a spus că are nevoie de un analist în biroul din București, din Piața Victoriei. A rămas să stabilim detaliile în ianuarie după sărbători, adică în 2017, lucru pe care l-am și făcut. Am avut o perioadă de o lună jumate, două de pregătire cu Alexandru pentru a înțelege exact cerințele postului. După care, efectiv, din martie 2017 am început, am intrat în Profit Point din postura de analist. Ce presupune acest lucru? Trebuia să mă întâlnesc cu clienții, să le ofer suport. Analizele care se țineau atunci în sede din Piața Victoriei erau ținute de către Alexandru și de către mine. Și a fost o experiență interesantă. Asta până în vara lui 2017, când Alexandru mi-a propus să trec de pe postul de analist pe postul de trainer. Lucru pe care l-am acceptat imediat, n-am ezitat, nu mă gândisem neapărat la chestia asta, dar a venit cumva în mod natural și firesc. Și din august 2017 am intrat pe post de trainer în Profit Point. Am învățat foarte multe lucruri. Abia atunci am început să studiez cu adevărat, de la legislație până la ce înseamnă știri, impactul știrilor. Despre analiza tehnică știam destul de multe lucruri, dar am avut ocazia să învăț mult mai multe lucruri din interiorul Profit Point, de la sursă, ca să zic așa. Și în anul următor, în 2018, în septembrie, Alexandru a venit și mi-a făcut o propunere și era nevoie de un director pentru sediul din Iași, care în momentul acela nu avea director și nici manageri sau traineri, decât o bază de clienți de care trebuia să se ocupe cineva. A fost o provocare la care am răspuns da imediat, așa că pe 8 octombrie 2018 am fost la sediul din Iași. Am preluat acel sediu, am făcut o echipă acolo, este Iura, este unul dintre trainerii pe care i-am format și care Iura conduce sediul din Iași astăzi. Asta până în decembrie 2019, după care, începând cu ianuarie 2020, am decis să înființăm un nou sediu în București, de data aceasta din postura de acționar, împreună cu acționarii existenți. De ce? București este un oraș mare care se cerea nevoia de a mai fi încă un sediu, pur și simplu. Și practic asta este povestea în mare a drumului meu în Profit Point. Iam o vorbă pe care am descoperit-o din activitatea mea zilnică din piețele financiare, și anume că oportunități în piață sunt în fiecare zi. Atât pentru cursanții care își doresc sau sunt conștienți, cum ai spus tu, sau și pentru cei care încă nu știu, ce oferim noi este un pachet este mult mai mult decât un curs. De ce? Pentru că oferim, de fapt, un pachet de educație investițională, educație financiară și investițională. Oferim un pachet care presupune dezvoltare personală. De ce? Pentru că ești în contact tot timpul cu ceea ce se întâmplă în piețele financiare, iar acest lucru în timp te ajută să faci legături ca să înțelegi ce înseamnă impactul COVID asupra evoluției prețului petrolului, îți dau un exemplu, sau ce înseamnă lockdown asupra ce oportunități poate să-ți ofere un lockdown când vorbim de instrumentele de refugiu. Iar în timp, doar auzind aceste știri, practicând evident zi de zi, vei începe să faci legături și conexiuni și vei începe să întrevezi oportunități. Este puțin important dacă ai sau nu studii economice la bază.
Pentru că partea frumoasă, și vorbim aici de dezvoltarea personală, este că practic ne ocupăm de la zero. Iar cursurile sunt astfel concepute încât nu trebuie să ai această cultură neapărat economică, dar dacă îți dorești să o deții, există multe instrumente și feluri de a învăța despre acest lucru. Și mai oferim un pachet foarte important, mi se pare mie, și anume un pachet de dezvoltare emoțională. Este o psihologie specifică aplicată în domeniul investițiilor. Nu este o psihologie, orice psihologie. Iar din punctul meu de vedere, stăpânindu-ți emoțiile, când vorbim de partea financiară, de ce? Pentru că relația dintre noi și banii noștri este o relație extraordinar de intimă, și învățând să controlezi aceste emoții, nu face decât să te ajute să devii mult mai performant și mai bun în tot ceea ce faci în viața ta de zi cu zi, nu contează ce meserie ai. Este interesantă întrebarea ta și aș putea spune că noi nu ne dorim, noi am dezbătut acest subiect, către care este segmentul de piață și către cine să ne adresăm. E bine, produsul nostru se adresează atât unui segment de nișă, dar noi ne dorim de fapt ca produsul nostru să ajungă la nivel de masă. De ce? Pentru că asta are legătură cu scopul celălalt pe care noi îl avem, dincolo de scopul financiar, și anume are legătură cu scopul nostru moral, și anume educația financiară nu trebuie să fie o excepție, ci educația financiară trebuie să fie normalitate. Iar pornind de aici, produsele noastre sau produsul așa cum este conceput el, se adresează oricărei persoane care dorește să învețe și să aibă o bază nu minimă, ci solidă chiar, sau mai mult decât solidă când vorbim despre investiții în acest domeniu. Planurile mele personale pentru anul ce vine, în 2022, noi am avut o creștere explozivă în ultimii 2 ani de zile. Așteptată sau mai puțin așteptată. Prin urmare, îmi doresc foarte mult ca anul 2022 să aducă o consolidare a ceea ce facem noi, pentru a așeza bazele pentru ceea ce vrem să facem în următorii 3, 4 și 5 ani de zile, respectiv, să devenim principalul hub educațional din România. Și când vorbim aici, vorbim despre atât despre partea de financiară, atât despre partea de asigurări, atât partea de piața imobiliară, poate chiar și de credite. Ne dorim să mergem, pentru că totul are până la urmă legătură cu educația financiară, ne dorim să deschidem mai multe direcții și să ne dezvoltăm în consecință. Deci, ca să-ți răspund concret la întrebare, principalul meu obiectiv pentru anul ce vine este de a consolida ceea ce noi avem, tocmai pentru a permite o creștere sănătoasă și constantă în anii care vor urma. Pot să spun doar că este un proiect wow pe care mi-l doresc și pe care mi l-am dorit dintotdeauna. Îmi doresc atât de mult să există o bază de oameni care să se dezvolte continuu în domeniu, care să ne determine să fim mai buni în ceea ce facem. Și când spun mai buni, mă refer concret la valoarea informațiilor pe care noi le dăm și le oferim mai departe celor care intră în contact cu Profit Point. Cu cât cei care vin vor avea o educație financiară mai solidă, cu atât pe noi ne obligă acest lucru să venim cu cursuri, cu partea de educație peste nivelul lor, adică să devenim din ce în ce mai buni, atât pentru noi cât și pentru clienții noștri, în mod evident. Acest proiect care se numește Școala de Traineri și care va debuta acum în ianuarie, s-au pus deja bazele,
aceste școli, nu face decât să asigure un flux continuu de traineri noi, foarte bine pregătiți în domeniu. De ce? Pentru că acum de mult, nu foarte de mult, prin 2014, dacă mi-am amintesc eu bine, când eu abia intrasem în Profit Point, Profit Point avea numai puțin de 27 de sedi din toată Europa. Iar scopul nostru este de a depăși granițele României din nou și de a merge acolo unde am mai fost, în Europa, și de a cuceri teritorii noi. Pentru că aceste cursuri online astăzi reprezintă o oportunitate fantastică pe care noi ne-am propus să, de care noi ne-am propus efectiv să și profităm. Echilibru, pentru mine, primul cuvânt care vine este echilibru. Oportunități zilnice și dezvoltare continuă. Cred că acestea sunt cele trei cuvinte care sunt reprezentative pentru mine în ceea ce înseamnă Profit Point astăzi.